Iar dacă sunt pe o poziție liniștitoare în clasament, sucevenii vor să strângă puncte pentru zile negre și atacă confruntarea de sâmbătă cu intenția de a bifa a treia victorie consecutivă în campionat. Campionatul este lung, probabil toate echipele care vor veni la Suceava sau cu care vom juca în deplasare își vor lua măsuri, pentru că atâta timp cât observ că o echipă are un parcurs bun, înseamnă că se întâmplă ceva pozitiv la acea echipă. Deci e clar că cei de la Buftea vor veni montați pentru a-și practica un joc bun și, cine știe, dorindu-și obținerea unor puncte. Secundul ceferiștilor Ion Buzoianu nu este îngrijorat că Rapid a încasat gol în fiecare din cele 5 meciuri disputate până acum și spune că important este ca echipa suceveană să marcheze un gol mai mult decât adversarul. Concepția în jocul, nu numai în jocul, deci la toate echipele și la nivelul la care activează, vedeți că la un moment dat nimeni nu mai concepe să piardă. Asta nu se poate permanent să câștigi, dar depinde unde, când și cu cine. Nu mai revenim să facem retrospectiva, că după aia rămânem cu amintirile, dar pe noi ne interesează ca în continuare ce se va desfășura, ne referim la jocul echipei. Jocul trebuie să fie un joc competitiv, asta traducându-se prin joc de angajament, un joc colectiv, constructiv, ofensiv, dinamic, spectaculos și eficace. Rapidul nu va putea miza în meciul de sâmbătă pe serviciile lui Aru Tăriței suspendat și nici pe cele ale mijlocașului Golovka. Acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale și va lipsi de pe gazon până la finalul turului. În plus, Florin Plămadă și Marinković sunt incerți din cauza unor mici probleme medicale, iar Homneac nu este la capacitatea maximă din punct de vedere fizic.